Am făcut 100 de abonați. A, nu, că nu că la ea. Nu, am luat-o așa să fie țâță funky punky. Nu, că știu să că la ea, că e vorba, e chitara mea, am luat-o de vreo 5-6 ani de zile. Cum e asta să ai chitara ta să nu știi să cânti la ea, să... Na. Hai că o pun la loc. N-aș fi crezut că voi ajunge la performanța asta! Practic, asta e o șmecherie! Teoretic și științific, este o sărăcie! Acum pe bune, cum poți să te lauzi că ai făcut 100 de abonați într-un an de zile? Eu mă mir că ăștia de la YouTube nu mi-au închis canalul! Probabil a fost frică de mine! Ha! Ce câștigau ei după urma mea? Am 100 de abonați și doar 10 sunt activi! Restul abonaților nu știu ce fac, probabil hibernează aici la mine pe canal. Unii dintre voi vă dezabonați, iar apoi vă abonați la loc, exact ca la hotel. Altul intră, altul iese, fiecare cu treaba lui. Ce vorbești, mă? O nebunie de canal. Presimt o explozie de abonați. 500, 700, 1000 și nu va dura mult. Maxim 5 ani de zile. Glumesc! Va dura mai mult de atât? Băi, fraților, eu mă mulțumesc cu ce am. Evident că mi-aș dori mai mult de atât, dar asta depinde de voi. În altă ordine de idei, vă mulțumesc pentru comentariile frumoase și pentru că mă urmăriți. Asta contează pentru mine foarte mult. Până data viitoare, până data viitoare, canalul meu să crească mare. Aia e!